Hello, hello! Bine ați venit sau revenit pe canalul meu de YouTube. În acest video v-am pregătit etalarea pentru ziua de luni, 15 februarie. Hai să vedem ce cărți o să iasă pentru această zi, pentru situația de dragoste, sănătate și bani, carieră, situație financiară. Wow! Niște cărți foarte interesante. Hai să vedem ce înseamnă fiecare dintre ele. În primul rând, pe partea de dragoste avem Doiul de Cupe, cartea îndrăgostiților, a unei mari povești de dragoste. Atunci când apare Doiul de Cupe, mai ales într-o etalare de dragoste, acesta simbolizează o legătură foarte puternică între două persoane, o legătură de tip suflet pereche. Aceasta este o carte karmică, o carte de sincronicitate care ne arată că în această zi energia Universului este una foarte pozitivă, care susține foarte mult începerea unei relații noi sau concretizarea unei relații. Pentru cei singuri, astăzi puteți să vă întâlniți sufletul pereche. Pentru cei care sunteți deja într-o relație de lungă durată, Doiul de Cupe vine cu o energie foarte frumoasă pentru perechea voastră. Evenimentele prin care o să treceți astăzi o să vă aducă mai aproape de partenerul sau partenera voastră, o să sudeze relația voastră. Fie că vă gândiți să vă împăcați cu un partener din trecut, sau întâlniți pe cineva nou astăzi, sau sunteți deja cu cineva și vă gândiți să treceți la etapa următoare, să vă logodiți, să vă mutați împreună, să vă căsătoriți, să faceți un copil, toate aceste lucruri sunt foarte, foarte bine aspectate astăzi. Cu Doiul de Cupe, Universul vă transmite un mesaj foarte clar și răspicat. Orice vă doriți să faceți pe partea asta de dragoste este lucrul corect, este pasul corect pentru voi. Astăzi Universul conspiră pentru a vă împlini toate dorințele și vă aruncă în fața aceste două cupe pline de iubire. Acceptați-le, folosiți-le, pentru că rezultatul final o să fie unul cu adevărat binecuvântat și minunat. Cuvântul cheie aici este uniune. Dacă voi în adâncul sufletului vostru simțiți că persoana pe care o întâlniți sau persoana cu care vreți să vă reîmpăcați sau persoana cu care sunteți deja este un adevărat partener pentru voi, vă susține acolo unde voi aveți minusuri și voi îl sau o susțineți acolo unde cealaltă persoană are minusuri, dacă vă completați reciproc, vă acceptați plusurile și minusurile și vă respectați în pofida acestor lipsuri, atunci e alegerea corectă, nu mai stați pe gânduri. Universul nu putea să fie mai clar de atât. Cu Doiul de Cupe, lumina la semafor este verde, direcția este clară, tot ce trebuie să faceți este să acționați. Pe partea de sănătate avem aici Cinciul de Bâte, o carte din suita de bâte de foc. Aveți mare grijă astăzi, nu vă certați cu nimeni, nici la locul de muncă, nici în familie, nici pe stradă, nici în trafic. Fiți precauți, aveți grijă la posibile accidente, aveți grijă cum conduceți, nu conduceți cu prea mare viteză. Dacă sunteți pietoni, asigurați-vă de 3 ori înainte să treceți strada. Cuvântul cheie este precauție și autocontrol. Nu căutați motiv de ceartă pentru că o să găsiți niște rivali mai puternici, mai feroce decât v-ați fi așteptat și nu o să iasă lucrurile bine pentru voi. Iar în partea de sănătate, toate lucrurile astea poate să vă afecteze la nivel nervos, tensiune arterială ridicată, dureri de cap, migrene, posibile mici accidente legate de foc, poate chiar în bucătărie, ai grijă când pui mâna pe oală să nu te arzi, când mănânci supa să nu fie prea caldă. Atunci când Cinciul de Bâte apare pe etalarea de sănătate, este indicat să vă folosiți de toată această energie nervoasă, de toată această tensiune acumulată ca să faceți sport, să vă eliberați de aceste încărcături într-o manieră benefică pentru voi și nu într-o manieră destructivă. Dacă puteți, încercați să faceți mișcare astăzi, mișcare în aer liber, și dacă spre seară o să aveți o ușoară stare febrilă, nu vă îngrijorați, un duș cald și un somn de cel puțin 8 ore o să vă revigoreze și mâine o să vă simțiți mai bine. Energia Cinciului de Bâte este una foarte volatilă, foarte explozivă, dar în același timp partea pozitivă este că trece rapid. O să aveți 24 de ore mai tensionate, prin urmare aveți grijă, fiți precauți, dar nu văd nicio problemă majoră. Pe partea de bani, carieră, situație financiară avem 4 de cupe.
Aici, pe partea de bani, carieră, situație financiară, poate chiar în privința jobului vostru, văd niște probleme, o pierdere a încrederii, nu știu dacă în forțele proprii sau în compania pentru care lucrați. Sunteți deziluzionați de colegii voștri, de munca voastră, de tot ce se întâmplă în jurul vostru și dacă vă lăsați prinși în această spirală descendentă, riscați să ratați niște ocazii foarte importante care sunt chiar sub nasul vostru. Cu patrule de cupe, nu v-aș recomanda în această zi să vă schimbați locul de muncă. Dacă ați luat decizia mai de mult și astăzi începeți prima zi, nu e nicio problemă, dar dacă astăzi, dintr-o dată, simțiți că vreți să faceți o schimbare și acționați impulsiv, nu v-aș recomanda să faceți asta. Pentru că astăzi, mai mult ca niciodată, cu această energie de 4 de cupe, din cauza acestei supărări acumulate în voi, riscați să nu vedeți lucrurile foarte clar și să vi se pară că o altă ofertă de muncă sau o altă ofertă de parteneriat în afaceri este mult mai bună decât oferta pe care o aveți acum în prezent, când de fapt lucrurile nu sunt așa. Voi sunteți doar supărați, dezamăgiți de ceva ce se întâmplă la locul de muncă, ceva ce se întâmplă în jurul vostru și aveți tendința să idealizați o situație din altă parte doar pentru că nu cunoașteți toate detaliile, când în realitate s-ar putea ca dincolo, la cealaltă ofertă, la cealaltă companie, în cealaltă echipă sau cu un alt partener de afaceri să vă meargă de fapt mai rău, dar voi încă nu știți chestiile astea pentru că nu le puteți vedea. Cu 4 de cupe vă recomand astăzi să faceți o autoanaliză a lucrurilor care au mers bine și care au mers prost în trecut, să vă faceți așa o listă cu ce e bine, ce nu e bine, ce puteți să îmbunătățiți și pe urmă să vă concentrați atenția și efortul asupra lucrurilor pe care chiar le puteți influența. E foarte ușor să facem o listă cu tot ce nu merge bine acasă, la lucru, în țara asta, și să ne concentrăm doar pe acele lucruri negative. Dar e mult mai eficient dacă facem o listă cu lucrurile pe care noi le putem influența, pe care noi le putem schimba și ne concentrăm pe acelea. Pas cu pas o să vedeți că lucrurile o să se îndrepte. Ideea e să nu faceți astăzi nicio decizie pripită, analizați lucrurile la rece, pentru că aici cu 4 de cupe văd că aveți tendința să vedeți lucrurile mai rău decât sunt ele în realitate. Lăsați să treacă aceste 24 de ore, așteptați până mâine. Văd că aici nici pe sănătate, nici pe carieră lucrurile nu stau prea bine, în schimb pe partea de dragoste lucrurile sunt foarte frumoase. Concentrați-vă aici, pentru că de aici o să aveți împlinire, bucurie și fericire în această zi. Lăsați lucrurile mai moale aici, pe sănătate, carieră, așteptați până mâine, lăsați să treacă 24 de ore, pentru că aici e foarte multă tensiune acumulată și nu o să iasă nimic bun astăzi. Bun, și înainte să finalizăm etalarea, vreau să vă scot și un card de înțelepciune. Până când amestec eu aceste carduri, lăsați-mi în comentarii cum se aplică pentru voi această interpretare și dacă v-a plăcut mesajul meu, bineînțeles, nu uitați să dați un like acestui video. Hai să vedem mesajul pentru această zi. Fac încă un pas în vindecarea mea. În clipa în care rostesc afirmații pozitive, ies din rolul de victimă. Nu mai sunt neajutorat, îmi recunosc propria-mi putere. Un mesaj foarte frumos, care vă readuce aminte că sunteți creatorii propriului vostru destin, că aveți mai multă putere decât vă imaginați și în completarea acestor energii care au ieșit astăzi, acest mesaj vine și ne spune că atunci când ne asumăm responsabilitatea pentru propriul nostru destin, pentru propriile noastre acțiuni, vorbe, gânduri și fapte, putem cu adevărat să începem să facem transformări miraculoase în viața noastră. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție, ne vedem și mâine. Pa, pa!